Mai multe localități din Timiș vor rămâne pentru câteva ore fără apă, Sistarea starea se datorează unor lucrări la stația de tratare a apei din Hitiaș. Miercuri 31 iulie, între orele 8-12, vor avea loc lucrări la stația de tratare a apei din Hiteaș. Acestea se derulează în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei în Hitiaș, Racovița, Ficătari și Drăgoiești. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apă în scopuri menajere până la limpezirea completă, rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată, Transmite reprezentanții Aquatim.